Apocalipsa, capitolul 2, începând cu versetul 18. Unde cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: Îngerul bisericii din Tiatira scriei: Iată ce zice fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă. Cine vorbește aici? Domnul Isus. Iată ce zice fiul lui Dumnezeu care are ochii ca parafocului și ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Dar iată ce am împotriva ta. Adică Domnul Iisus Hristos are ceva împotriva bisericii din Tiatira. Împotriva îngerului bisericii din Tiatira, împotriva comitetului din biserica Tiatira și chiar împotriva credincioșilor. Tu lași ca Izabela, femeia aceea, care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jerfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, ascultați, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necasmare. mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei, avea mulți adepți. Și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Vouă însă tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați fost duși de către Izabela în adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi o altă greutate. Nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cărmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca, niște, ca pe niște vase de lut, cum am primit eu putere de la tatăl meu. Și voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul. Amin vă păi invit cu respect să vă așezați în prezența Domnului. Dragilor, probabil că acest cuvânt din dimineața aceasta care se poziționează cumva ca pe o zonă de confruntare, pentru predicatori cred că sunt cele mai grele mesaje de rostit, pentru că întotdeauna prin astfel de mesaje aduci la iveală anumite neclarități în urma cărora, fiind aduse la ivială, putem să identificăm persoane care nu sunt cu scop duhovnicesc în cadrul adunărilor noastre ca să ne facă bine, ci au alte scopuri. Probabil că vom întârzia și vom avea aproximativ o oră, eu sper din tot sufletul în 45 de minute, 50 de minute să termin, însă vreau să vă spun că această oră poate stabili viitorul nostru. Această oră poate stabili calitatea vieții noastre. Această oră, uitându-ne în Cuvântul lui Dumnezeu, poate determina relațiile noastre și să știți că, pe de altă parte, în cadrul acestei ore, uitându-ne în Cuvântul lui Dumnezeu, vom putea fi eliberați de sub influența și controlul unor oameni toxici și periculoși. Deci, până la urmă, e o chestiune vitală, uitându-ne în Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vă, aduceți, dacă vă aduceți aminte, cei care ați participat la studiu biblic în fiecare duminică seara, am vorbit despre faptul că, în cursul istoriei, diavolul a folosit cel puțin, deci cel puțin trei imagini. Vă aduceți aminte în Grădina Eden cum a venit diavolul? A folosit un mediu. Ce a folosit? Un șarpe. A venit ca un șarpe, s-a strecurat. Și diavolul a adus prima conspirație din istoria omenirii. Diavolul a clătinat credința Evei și credința lui Adam spunând chiar credeți că Dumnezeu i-a clătinat și nu doar că i-a clătinat, i-a ispitit, i-a ademenit și i-a câștigat, făcându-i astfel să piardă privilegiile Edenului, fiind alungați din Eden. Diavolul a reușit în demersul lui în grădina Edenului. Deci el vine uneori ca un șarpe se strecoară, dar insesizabil pentru noi și ajunge în anumite poziții în care poate să fie influent peste viața noastră. Pe de altă parte, Apostolul Petru ne spune că diavolul răgnește ca un leu. Asta e o chestiune care vine din exterior. Diavolul, în situația în care Apostolul Petru vorbește, el răgnea prin persecuție. Prin opoziție, prin faptul că mulți creștini din Biserica Primară au fost martirizați în momentul respectiv. Deci, diavolul răgnește ca un leu și caută pe cine să înghită. Acesta este demersul lui. El nu doar că răgnește, dar vrea să-și înghită. Și atunci, când el răgnește ca un leu, pentru că leu nu va fi niciodată, există un singur leu care domnește peste jungla aceasta, peste haosul acesta în care suntem și noi uneori în lumea în care trăim și acest leu este leul din seminția lui Iuda și numele lui este Isus Hristos. Vă reamintesc în dimineața aceasta că între Hristos și diavolul nu se mai dă nicio luptă. Lupta s-a dat, Hristos este biruitor în vecii vecilor. Capul șarpelui a fost zdrobit. Însă vedeți, Pericolele pentru biserica de atunci erau din exterior. Guvernul roman a luat decizia că ei, creștinii, trebuie să fie persecutați și uciși spre divertismentul celor care asistau în tribune. Însă, dragilor, în perioada din urmă, diavolul, în urma experienței de atâția ani, da, în curs de desfășurare... Diavolul a găsit o soluție mai potrivită pentru a afecta Biserica. El nu mai vine din exterior în mod neapărat să atace Biserica, ci el vine din interior să atace Biserica. Astfel, Apostolul Pavel spune că Diavolul se preface într-un înger de lumină. Și aici Diavolul devine cel mai periculos, pentru că nu poate fi sesizat foarte greu, cu mult discernământ, îți poți da seama de activitatea diavolului care s-a prefăcut într-un înger de lumină. Vă rog din suflet să nu vă mai uitați la filmele de la Hollywood, care îl prezintă pe diavolul cu dinții stricați, cu coadă, cu coarne, cu... Diavolul le-a formele cele mai plăcute. Se preface într-un înger de lumină, este strălucitor, este carismatic, este plăcut, Tocmai de aceea este greu de sesizat și de sesizată lucrarea lui în cadrul bisericii Domnului nostru Isus Hristos. În dimineața aceasta vom vorbi despre pericolul din interiorul bisericii, pericolul tolerat care vine din interior. Nu vine din exterior, vine din interior. Și dragilor, o să începem întâi de toate cu o caracterizare a persoanelor care au caracteristici asemănătoare ca și Izabela sau sunt influențate de un duh izabelic, apoi vom face o cercetare personală să vedem să nu fim afectați cumva de astfel de comportamente, în cele din urmă să știți că va fi nevoie o confruntare. Ne ferim cu toții de confruntare, dar să știți confruntarea este biblică. Domnul Iisus Hristos a spus, și în cadrul acela, el, Domnul Hristos spune, unde sunt doi sau trei care fac judecată în numele meu, eu voi fi prezent în mijlocul lor. Deci Domnul Iisus Hristos a spus, dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, nu stai să plângi în casă, du-te și confruntă-l. Du-te și spune-i fratelui tău, ai păcătuit împotriva mea. Dacă l-ai câștigat, slavă Domnului, v-ați împăcat. Dacă nu l-ai câștigat, confruntarea, trebuie să meargă mai departe. E încă doi oameni cu tine și te duci și îl confrunți din nou pe omul respectiv. Dacă nici atunci confruntarea nu aduce pocăință în inima acelui om, îl spui bisericii. Și în cele din urmă, omul respectiv, dacă nu se pocăiește, el trebuie să fie excomunicat. Astfel, dragilor, confruntarea, vă rog din suflet, trebuie să trecem la un, gra trecem la un grad de maturitate. În momentul în care cineva confruntă dați voie să confrunte. În momentul în care cineva vrea să pună lucrurile în ordine, nu mai spuneți, frate, de ce lovești? Frate, de ce arunci cu noroi? Nu, noroiul este acolo, nu noi aruncăm cu noroi. Noi doar vrem să facem curățenie în zona afectată de noroi. Deci confruntarea este biblică. Și în cele din urmă, dragilor, să știți că și corecția este biblică, dar despre lucrul acesta o să vorbim la final. Astfel, Problema bisericii din Tiatira nu era guvernul politeist. Da? Romanii aveau o mulțime de zei, erau politeiști. Nu era anticreștinismul iudeu. A existat antisemitism și există și astăzi. Dar să știți că a existat și anticreștinism iudeu. Iudeii făceau rău creștinilor în primul secol. Deci pericolul nu venea de la un guvern politeist, nu venea nici din anticreștinismul iudeu, nu, vedea, nu venea în mod deosebit din afară, ci din interior. În interior exista o fabrică de imoralitate, de idolatrie, o fabrică a cărei directoare, a cărei director era Izabela. Izabela era pericolul tolerat în cadrul bisericii, tolerat de către îngerul bisericii, tolerat de către slujitori și de către credincioși. Izabela a reușit să aducă cea mai mare distrugere acestei biserici. Problema, dragilor, bisericii și problema în contextul în care noi vorbim astăzi este că Izabela genera foarte multă imoralitate sexuală. Genera idolatrie în rândul bisericii și a coborât pe unii dintre ei, făcând mulți adepți, în adâncimile satanei, iar din nefericire pe unii dintre ei i-a coborât în țărâna pământului, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, doar o mică grupare, un grup mic de credincioși a reușit să scape de sub influența ei. Vă însă tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți această învățătură și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, adepții Izabelei, vă zic, nu pun peste voi o altă greutate, nu mai țineți cu tărie ce aveți. Până voi veni. Biserica din Tiatira a fost condamnată de către Domnul Isus Hristos din pricina stării de păcat în care a ajuns. Și această stare de păcat a fost generată de o femeie pe nume Izabela, recunoscută ca prorociță, era în mediu de influență, da? care avea autoritate și își promova învățăturile. Izabela, dragilor, poate fi numele unei femei care chiar a prorocit în biserica din Tiatira sau poate fi o referire figurativă la o persoană care promova păcatul, fie bărbat fie femeie, iar alții spun că este vorba despre papalitatea din evul mediu căreia i s-a atribuit acest nume. Papalitatea din evul mediu căreia i s-a atribuit acest nume. Eu vă întreb pe dumneavoastră, ați văzut ultima declarație a lui Papa? N-ați văzut-o, nu? Toate religiile duc la același Dumnezeu. Sunteți de acord cu lucrul acesta? Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Dragilor, biserica din Tiatira a fost infectată de către femeia aceasta și a avut foarte mulți adepți. Sau de către învățătorul acesta proeminent. Cei mai mulți din biserică, spune un comentator, au devenit copii stricați, copii ai curviei și corupției ei. Isabela nu era numai o profetesă, ci era și o mamă, pentru că avea copii, pentru că avea adepți. Femeia aceasta făcea pui. Iar nu numai că a sedus poporul lui Dumnezeu prin doctrine false, dar a și ucis pe mulți dintre ei, a distrus familii și a corupt majoritatea bisericii. Vedeți, în ciuda acestor lucruri, în biserica din Tiatira a existat toleranță la nivelul de conducere a bisericii. Pe lângă starea de păcat, Domnul Isus a condamnat pe cei din Tiatira pentru atitudinea lor îngăduitoare față de toate păcatele acestea. El le spune, tu lași, tu permiți, tu ești tolerant, tu ești îngăduitor, condamnându-i astfel pentru toleranță și îngăduință până la acceptare. În loc să condamne păcatul, în loc să înalțe numele lui Dumnezeu și să cheme poporul la închinare înaintea lui Dumnezeu, așa cum a făcut Ilie în generația lui, pentru că... Isabela a fost contemporană cu Ilie și Ilie a avut mari probleme din cauza acestei femei. Și femeia aceasta a făcut lucruri devastatoare despre care o să vorbim în momentele următoare. Deci, în loc să facă slujitorii acestei biserici, cum a făcut Ilie în generația lui Domne, să se vadă care este adevăratul Dumnezeu, ei au fost ultra-toleranți. Biserica din Tiatir a tolerat păcatul. Acest fapt a făcut ca vinovăția să fie nu numai a celor care comit păcatul, ci și a celor ce nu l-au condamnat. S-au făcut complice împreună. Dragilor, să știți că spiritul izabelic este activ și acum în bisericile noastre. Și poate fi instalat atât peste femei, cât și peste bărbați. Poate că unii dintre dumneavoastră, în urma acestui mesaj, veți constata că ați avut probleme cu un soț care are un înclinație spre un duh izabelic, cu partenerul de viață, cu șeful de la muncă, cu pastorul de la biserică, cu preotul, cu un lider uh, spiritual, uh, cu ajutorul lui Dumnezeu, în dimineața aceasta îi vom demasca, îi vom confrunta, le vom pune limite și ne vom bucura de mai multă libertate. Și Biserica lui Hristos va rămâne pură și curată. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Vedem în cartea Apocalipsa, în Biserica din Tiatira, că Duhul Izabelic era instalat acolo. În mijlocul bisericii, în poziție de influență, pentru că acolo îi place, acolo le place. Izabela, dragii mei, să știți că este un personaj negativ și toxic al istoriei. Era o femeie dominatoare, cu o mare influență rea, care s-a făcut simțită în trei împărății și s-a extins mult timp după moartea ei, dar care și astăzi este activă în bisericile noastre. Prima mențiune despre Izabela este în Unul Regi. Ea a fost soția rebelă, manipulatoare a regelui Ahab. Unii spun că ar fi fost vorba despre un duh demonic. dați în voie să vă spun că există și activitate demonică, dar să nu excludem întotdeauna persoană. Da? Diavolul caută să influențeze, să câștige teren, dar și persoana respectivă are vină. Însă, dragilor, prin intermediul reginei Izabela, există un comentator care a spus în felul următor că Izabela, a făcut ca peste 10 milioane de evrei, toți cu excepția 7000 de suflete credincioase și cu excepția lui Ilie, să se închine în fața lui Baal. O femeie a reușit să facă 10 milioane de evrei să se plece înaintea lui Baal. Izabel a făcut să se renunțe la legământ, să distrugă altarele sacre și să omoare pe profeți. Această singură femeie a fost aproape în totalitate responsabilă pentru coruperea unei întregi națiuni și aceeași influență a venit cu putere împotriva noastră și astăzi. Ea a făcut să se reverse un râu de o travă în istorie. Să știți că Izabela a introdus în Israel închinarea la zeul Baal. Ea a dus din afară 40, 450 de profețe lui Baal și 400 de profeții ai startei. Izabela a fost o femeie nemiloasă, violentă, lacomă și feroce. Ea i-a omorât pe profeții lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu au fost nevoiți să se ascundă de ea. Numele ei sugestiv înseamnă necăsătorită sau independentă sau fără coabitare. Aceasta este o sugestie vagă cu privire la caracterul ei, anormal și pervertit. Era o femeie rece, dar frumoasă și ispititoare. Era atractivă pentru mulți. Bărbații puternici ce dau celor ei, nimeni nu-i rezistat, nici măcar Ahab nu i-a rezistat Izabelei. Ea l-a dominat pe tot parcursul, tot timpul și a condus în locul lui împărăția de nord. Acum, Domnul Iisus Hristos identifică influența Izabelei în biserica din Tiatira. Ea încă are scaunul preferat în biserică. Dragilor, viața Izabelei, viața reginei Izabela, ne oferă o fereastră modului în care Satan acționează în bisericile noastre pentru a distruge poporul lui Dumnezeu și acționează prin oameni de frunte. Pentru a avea biruința asupra acestui spirit malefic, trebuie să înțelegem spiritul ei de control și de manipulare, așa cum l-a reprezentat, cum este reprezentat de Izabela, trebuie să înțelegem geneza personalității ei în Biblie. Și acum o să începem să facem caracterizarea persoanelor care sunt influențate de spiritul izabelic și sunt în zona de frunte a bisericilor noastre. Veștile pe care noi le auzim în zilele acestea nu sunt vești plăcute. Unele dintre ele ne descurajează, ne demoralizează, ne debusolează. Inclusiv în toată lumea evanghelică, zilele acestea au fost foarte mare frământare și oamenii nu mai înțeleg absolut nimic. Cum se poate ca asemenea vorbitor proeminență să ajungă în asemenea stări? Pe de altă parte și în contextul nostru. Din România avem alte situații care pur și simplu ne, ne pun într-o poziție în care ne, ne punem foarte multe semne de întrebare. Întâi de toate, persoanele influențate de un spirit izabelic, să știți că întotdeauna țintesc spre poziția de conducere, pentru că vor să aibă cât mai multă influență, autoritate și control. Persoanele influențate de un spirit izabelic vor poziție de conducere, vor poziție de influență, de autoritate și control. Scriptura spune în versetul 20, tu lași ca Izabela, Femeia aceea care se zice prorociță să învețe, să fie în poziție de conducere, să influențeze biserica lui Isus Hristos. Dragilor, cum am spus mai devreme, aceste două vești la nivel internațional și la nivel național au debusolat din nou biserica lui Hristos. Pe credincioșii onești care vor să trăiască viața de credință. Se uită cum pot oameni atât de mari din punct de vedere spiritual, să ajungă într-o zonă atât de jos, din punct de vedere imoral. Moral. Însă, dragilor, vreau să vă spun că sunt unii oameni, slujitori al lui Dumnezeu, credincioși, chemați de Dumnezeu, care dacă nu veghează, care dacă nu rodesc în Duhul Sfânt, care dacă nu trăiesc o viață de credință autentică și nu se luptă până la sânge împotriva păcatului, ei pot cădea în păcate de imoralitate sexuală ei pot avea astfel de căderi. Biblia spune astfel, dar cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Spunea cineva zilele acestea că cel mai înțelept om din Biblie a căzut într-un astfel de păcat. Și cel mai evlavios om din Biblie a căzut într-un astfel de păcat. A considera astăzi că ești suficient de tare a nu cădea în acest păcat, înseamnă să crezi că ești mai înțelept decât Solomon, mai puternic decât Samson și mai evlavios decât regele David. Eu spun că e doar harul lui Dumnezeu că stăm în picioare. Că e doar puterea lui Dumnezeu care ne ține în picioare, astfel, dar să veghem. Să fim înțelepți și să veghem. Însă, alții, la alții despre care am auzit astfel de vești, nu este vorba, nu este vorba despre o cădere, ci este vorba despre un stil de viață. Oamenii aceștia nu vin prin chemare din partea lui Dumnezeu în poziția de lider, de proroc, în poziția de învățător, ci prin camuflare, prin deghizare, prin strecurare. Astfel, când auziți despre unii că au trăit an la rând în anumite păcate, să știți că oamenii aceștia nu au fost niciodată chemați de Dumnezeu. Au reușit în demersul lor să se strecoare, pentru că auzim despre preoți, pastori, lideri spirituali care au ajuns în niște situații care ne șochează pe toți. Mărturia Bisericii este afectată, însă, dragilor, oamenii care au trăit ani de zile în păcate grosolane, să știți că n-au fost niciodată chemați de Dumnezeu. Și pur și simplu oamenii aceștia s-au camuflat, s-au deghizat, s-au strecurat și au intrat în poziții, au reușit să ajungă în poziții de influență. De ce spun asta? Pentru că diavolul reușește să se prefacă într-un înger de lumină. Și unde așează îngerii de lumină? În cadrul comunităților spirituale să aducă dezastru. Să aducă distrugerii și să aducă moarte. Vedeți, dragilor, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că această femeie nu era prorociță, doar pretindea, se autoproclama. Tu lași ca Izabela femeia aceea care se zice prorociță, care se zice, adică se autoproclamă. N-a chemat-o Dumnezeu, ea nu vine prin chemare în slujba de proroc, ea vine prin camuflare în slujba de proroc. S-a strecurat, s-a deghizat și a reușit în demersul ei să ajungă într-o zonă de influență, da? Și oamenii aceștia vin cu stilul lor corupt, imoral, la învoane, în echipele de închinare, cântă, predică, învață și profețesc. Aceste persoane, dragilor, să știți că vor să aibă calea lor și vor manipula ca să o aibă. Se numesc ce vreți dumneavoastră. Învățători, proroci, pastori, preoți, lideri și tot ce vreți dumneavoastră. Că s-au strecurat printre voi, spune Iuda. Unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta. Oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și domn, Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos ne-a avertizat de la început că vor veni câți în numele meu? Vor veni mulți în numele meu și vor înșela pe câți? Tot pe mulți. Din nefericire, reușesc în demersul lor. A doua caracterizare, este că persoanele influențate de un spirit izabelic, fiți atenți, sunt persoane care suferă de sine. Sunt narcisiști. Fiți atenți. Sunt influențate de spiritul izabelic și oamenii aceștia sunt narcisiști. Da? Izabela se numește pe sine. Își arogă dreptul acesta. Este o persoană narcisistă, este dependentă de atenție. Ca formă de narcisism, aceștia au senzația că lumea trebuie să se învârtă în jurul lor, că ceea ce fac ei este cel mai important, pentru că la baza perfecțiunii lor stă de fapt nevoia lor de a fi în centrul atenției. Narcisistul spiritual iubește să se autopromoveze. Pentru ei fiecare conversație este o oportunitate de a împărtăși cât de superiori sunt ei față de credinciosul mediu. Vorbesc fără încetare numai despre realizările lor, și apoi când încep alții să vorbească, se plictisesc, nu ascultă sau pleacă. Ei fac aceasta de obicei prin a enunța propriile lor realizări. Vorbesc fără încetare doar despre realizările lor. Uneori vin și se maschează spunându-le cât de spiritual sunt, de mersurile lor de rugăciune, serile lor de predici, serile lor de editoriale, pe blogurile lor, campaniile lor și întotdeauna oamenii aceștia iubesc să se autopromoveze. Sunt obsedați de sine, dependenți de atenție. Un narcisist spiritual, ce vă dau să știți că am făcut cercetări ample și am luat de la cei mai buni teologi și comentatori și am adus toate aceste informații aici. Un narcisist spiritual, dragilor, este cineva care se folosește de Evanghelie ca să se edifice pe sine în timp ce îi destramă pe alții. Un narcisist spiritual este cineva care se folosește de Evanghelie ca să se edifice pe sine în timp ce îi destramă pe alții. Dacă nu sunt verificați și greșeala cea mai mare a pocăiților este nu judeca, domne, că așa spune ba judecați, judecați-mă pe mine, uitați-vă la comportamentul meu zilnic, uitați-vă la caracterul meu. Dacă vedeți ceva nepotrivit, veniți și spuneți în frate Alin, nu ești bine acolo. Oamenii aceștia, dacă nu sunt verificați, dragilor, acțiunile lor pot cauza daune devastatoare atât asupra creștinilor, cât și asupra necreștinilor. Scopul lor este să domine și să devoreze. Se fac plăcuți, fermecători, dar sunt și reți și vicleni. Doar Dumnezeu știe câte biserici, câte societăți misionare, organizații de caritate și acte de filantropie au trâmbițat chemarea lui Dumnezeu și au promovat egoul liderilor lor. Marile biserici de azi și organizațiile parabisericești se ridică și cad prin puterea unei singure persoane, pentru că toată lucrarea se centrează pe o singură persoană. Chemarea lui Dumnezeu este invocată pentru a camufla eul, pentru a se deghiza și pentru a primi admirație. Da? Persoana care creează astfel de tendințe este vanitoasă, și vânează, fiți atenți, întotdeauna lauda și admirația, trăind mereu în atenția publicului. Unii întreabă, domnule, dar de ce rămân acolo? De ce? Pentru că vânează întotdeauna lauda și admirația, trăind mereu în atenția publicului. Le place să trăiască în atenția publicului. 3. Duhul Izabelic va opera, opera prin persoane care mint conversionare. Biblia spune se zice prorociță, nu este. Ce minte? Ea se zice. Nu Domnul Hristos spune despre ea, este prorociță. Ea se zice prorociță. Oamenii aceștia, să știți, dragilor, că mint cu înverșunare și au rafinat minciuna într-atât încât au transformat-o aproape în artă. Oamenii aceștia mint frecvent și ascund adevărul pentru a ne ține pe noi în întuneric. Cunosc oameni care au mințit de zeci de ori și tot mai vor îngăduință. Fraților, pentru numele lui Dumnezeu. Minciuna a devenit un păcățel. Neimportant. În timp ce Biblia vine în contrast cu gândirea noastră diluată și spune în felul următor. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol ce făcea Izabela în biserica din Tiatira și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Spunea cineva, nu trece o zi fără să vedem pe cineva care a reușit să exploateze sau să tragă pe sfoară pe mulți oameni până când soarta le-a scos la iveală adevăratul caracter. E vorba fie de preotul care predică iubirea, onestitatea și decența în timp ce ei își înșală nevasta și îi jegmănești pe credincioși. Fie de politicianul care s-a pus în slujba cetățenilor, dar e plin, prins umplându-și buzunarele fie de gurul spiritual care a reușit să convingă majoritatea adepților în timp ce abuzează sexual și îi terorizează subtil pe cei care îi contestă autoritatea. Lumea este plină de mincinoși. 4. Duhul Izabeli operează prin oameni care au artă manipulării, care manipulează. Îi vom identifica în dimineața aceasta ca să ne facem viața mai bună și mai ușoară. Minciuna și manipularea sunt tuneltele de bază prin care ei intră, continuă și cuceresc pe cei naivi până când îi controlează. Aceștia, dragilor, sunt indivizi care acționează subtil, pe ascuns, care înjunghe pe la spate, mincinoși și intriganți, cu care e posibil să lucrăm, să ne asociem sau chiar să fim în aceeași casă sau în aceeași lucrare. Manipularea psihologică este un tip de influență socială care urmărește atenție. Schimbarea percepției sau a comportamentului celorlalți cu ajutorul unor tactici ascunse, amăgitoare sau abuzive. Oamenii influențați de un spirit izabelic sunt manipulatori. Ei par spirituali pentru cei din afară, dar sunt cât se poate de carnali în realitate. Ei sunt manipulatori extremi care prosperă prin exploatarea și abuzarea celorlalți. Fiind prădători pricepuți, dragilor, ei studiază cu atenție, fiți atenți ce, vulnerabilitățile prăzilor și sunt capabili de cele mai atroce forme de agresiune fără să simtă vreo remușcare sau fără să simtă vreun regret. Acești manipulatori sunt manierați, fermecători și seducători. Ei știu cum să proiectezi o imagine pozitivă și cum să te cucerească slăbindu-ți rezistența. Ei știu ce să spună și ce să facă pentru a te determina să le dai tot ceea ce își doresc. Avea de-a face cu astfel de persoane ne face să ne simțim mereu confuzi, exploatați și abuzați. Spun specialiștii că oamenii aceștia simt o senzație de euforie exagerată când reușesc să le tragă clapa victimelor lor. Persoanele influențate de un spirit izabelic folosesc manipularea și caută pe cei care sunt răniți și nesiguri pentru a deveni mesia lor, profetul lor, profesorul, ghidul lor spiritual, consilierul lor. Atrag oameni pentru ei înșiși, aceștia devenind adepții lor, devenind prada lor. Cel mai adesea, dragilor, persoanele vulnerabile au de suferit. Femeile în mod deosebit persoanele rănite, oamenii nesiguri ca prada acestor luprăpitori. Însă sunt și alte categorii de oameni care devin adepți, devotați acestor oameni. Manipulatorii aceștia prosperă pe oameni intimidați. Și odată ce își domină prada, nu o vor cruța, ci vor continua demersul până la distrugere. Oamenii aceștia vor profita de orice fragilitate pe care o ghicesc la acești oameni vulnerabili. Și dați-mi voie să scot în evidență câteva vulnerabilități pe care acești manipulatori le exploatează. Ca să fiți atenți, dragilor, și să fim atenți. Câteva puncte slabe din viața noastră prin care acești manipulatori reușesc să ne câștige pentru ei. Întâi de toate, dorința de a face oamenilor pe plac. Sunt unii care vor tot ce fac doar să fiu pe placul oamenilor. Dacă ești un astfel de om, ești o cauză pierdută. Ai o vulnerabilitate de care acești manipulatori vor profita. Și vor avea câștig, vei fi o victimă sigură. Dependența de a câștiga aprobarea și acceptarea celorlalți. Lipsa hotărârii și abilității de a spune nu. Sunt oameni care nu pot să spună nu pentru numele lui Dumnezeu. Sunt momente în care trebuie să spuneți nu. Îndrăznește să spui nu. Mi-a trebuit și mie o carte ca să mai prind curaj și să spun nu. Sunt situații în care unor oameni trebuie să le spui nu. Până aici, stop! Dacă nu vom avea curajul să spunem nu, atunci vom fi exploatați. Vom fi abuzați, vom fi controlați. Da? Percepția neclară a identității, stima de sine scăzută, naivitatea, dragilor, victimei îi este greu să accepte ideea că unii oameni sunt șireți, necinstiți și nemiloși. Apoi, conștiinciozitate exagerată, Fiți atenți, victima este înclinată să acorde manipulatorului beneficiu în și să privească lucrurile din perspectiva acestuia în care dă vina pe victimă. Manipulatorul are arta aceasta, cu toate că el este agresorul, să dea vina pe victimă. Da? Și din naivitate și din conștiinciozitate exagerată, victima este înclinată să acorde manipulatorului beneficiul beneficiul îndoielii. Să zică, mă, agresorul are dreptate cu toate că victima săraca este fără nicio vină. Intelectualizare. Victima încearcă din greu să înțeleagă manipulatorul și crede că acesta are un motiv întemeiat pentru care se comportă așa. Nu, domne, el se comportă așa pentru că sigur are un motiv întemeiat. Apoi, dragilor, dependența emoțională. Victima are o personalitate dependentă sau docilă. Cu cât victima este mai dependentă emoțional, cu atât este mai vulnerabilă în fața manipulării sau exploatării. Încrederea exagerată. Oamenii onești presupun adesea că și ceilalți sunt onești. Se bazează pe oameni fără să le investigheze caracterul. Porniți în investigații și investigați caracterul oamenilor lui Dumnezeu. Biblia ne îndeamnă să facem lucrul acesta. După roade îi veți cunoaște. Și ca să le vezi roadele, trebuie să faci investigații. Apoi, dragilor, altruism exagerat. Prea onești, prea corecți, prea empatici. Impresionabilitate. Sunt seduși repede de cei cu șar superficial. De exemplu, votează pentru politicianul care se pozează lângă copii, lângă femei bătrâne, care este el așa, într-un fel sau altul. Da? Imaturitate. Au o judecată defectuoasă și iertați-mă, cred toate prostiile care se livrează. Lăcomie, cei lacom, să știți că cei lacom pot cădea pradă unor astfel de oameni care îi va convinge să facă ceva imoral. Masochiștii le lipsește respectul de sine și îi lasă pe psihopați să profite de ei, crezând că o merită datorită unui sentiment de vinovăție. Singurătatea, oamenii singuri. Sunt vulnerabili. Oamenii singuri pot accepta orice formă de contact cu alți oameni. Un om și ret poate oferi companie umană, dar cu un anumit preț. Da? De asemenea, bătrânii sunt oameni foarte vulnerabili. Pot cădea pradă unor astfel de oameni. Vă rog din suflet, sunați-vă păstorul, sunați-vă slujitorii. Înainte să luați o decizie, când vedeți pe cineva care vinde vine să vă vândă gogoși. Nu luați decizi. A fost un caz, nu de mult în țara noastră, când un tânăr a luat casele mai multor bătrâni. Nu vă spun prin ce demersuri, că v-ați panica. Toate aceste categorii de oameni sunt ținta unor oameni vicleni. Și să țineți minte ce vă spun acum, dragilor. Manipulatorii adesea ne cunosc mai bine decât ne cunoaștem noi înșine. Ei știu ce butoane să apese, când să le apese și cât de insistent să le apese. 5. Persoanele influențate de un duh izabeli vor poza drept persoane autentice, dar totul este fals în viața lor. Și aici, e cald, poate că și aceste două ar fi bine să. Spunea preotul Tofană, mi-a trimis Sora Rodica într-o zi o, um, un video cu preotul Tofană care are discursuri foarte frumoase, foarte bune. Și spunea el la un moment dat, falsul încălzește mai repede decât autenticul. Falsul încălzește mai repede decât autenticul. Da? Falsă sinceritate, falsă umilință, modestie, smerenie, falsă bunătate. Cui nu-i place o persoană drăguță și plăcută? Nu? Ei știu să se prefacă plăcuți și drăguți ca să câștige. Da? Falsă bunătate, spuneam mai devreme. Oamenii aceștia, dragilor, să știți că sunt oameni care zâmbesc în față, însă te vor arunca sub autobuz dacă se potrivește nevoilor lor. Sigur că e o exagerare, dar care trebuie să fie luată în considerare. Falsă dărnicie, da? Oamenii aceștia pretind a fi oameni foarte generoși, în fapt ei nu sunt generoși. Oamenii aceștia par a fi generoși, vor da totuși din două motive. Unul pentru că vor ceva în schimb de la noi, să ne aibă la mână. Să ne aibă la mână cu ceva și pentru că vor să arate bine. În Matei 23 cu 5, Domnul Isus îi descrie cel mai bine când spune ei fac toate faptele pentru a fi văzuți de alții. Credință falsă. Ei știu ce să spună pentru a face să sune ca niște campioni ai credinței. Pocăință falsă. Ei înțeleg că pocăința este partea procesului creștin, așa că păcălesc pe mulți cu scuzele și smiorcăielile lor. Fiți atenți la scuzele lor superficiale și care nu au nicio responsabilitate personală. Punct. 6. Persoanele influențate de un duh izabelic vor poza drept victimă pentru că ele doresc mila ta. Victimizare, ați auzit de victimizare. Fiți foarte atenți la persoanele care se victimizează în exces. Foarte atenți. Persoanele false ajung să se victimizeze atunci când nu mai știu cum să gestioneze haosul pe care singur și-l creează. Victimizarea, pe de o parte, are ca țintă atragerea atenției, atenției celor din jur și, pe de altă parte, nevoia de a manipula situațiile în favoarea sa. Victimizarea este arma lor puternică. Aceștia știu că oamenii sar în apărarea victimei și nu doar că se victimizează, dar și dau vina pe victimă, întorcând mulțimea împotriva lor. Spunea cineva, am văzut pe internet zilele acestea, fugiți de oamenii care se victimizează după ce tot ei au creat dezastrul, fugiți de ei. Îndepărtați-vă de oamenii care se victimizează după ce tot ei au fost agresori. Tot ei au creat pagube, tot ei se victimizează, fugiți de ei, îndepărtați-vă de ei, lăsați în plata Domnului că va avea grijă Domnul de ei. Oamenii aceștia te vor face întotdeauna să te simți confuz, exploatat și abuzat. Oamenii cu spirit izabelic vor încerca să te învinuiască dacă nu te aplegi la nevoile lor. Îți vor reproșa că nu ai dragoste, că nu ai roada Duhului Sfânt, că nu acționezi creștinește, ca un truc pentru a te supune dorințelor lor. Dragilor, sunt situații în care trebuie să puneți limite, limitați-le activitatea, nu fiți permisivi întotdeauna, nu fiți toleranți, o să vă creeze un stres emoțional cumplit și distrugător. Spunea cineva, iertarea nu înseamnă să-ți permiți să continui să fii mestecat și devorat. Va trebui să stabilești niște limite, da? Matei 7 cu 15 ne spune să fim conștienți de faptul că există lupi în haine de oaie care caută să înghită oile. Oamenii aceștia prosperă pe oameni intimidați și odată ce își domină prada, nu o vor cruța. 7. Oamenii influențați de Duhul Izabelii caută să elimine pe toți cei care i-ar putea demasca ori nu se supun tiraniei lor. Vă aduceți aminte de mersul Izabelei? Au ucis pe toți prorocii lui Dumnezeu. Absolut pe toți prorocii lui Dumnezeu, inclusiv pe Ilie. Izabela a trimis un sol ca să-i spună lui Ilie să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor. Dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viața ta ce ai făcut, cu viața fiecăruia dintre ei. Pe de altă parte, să știți că oamenii aceștia au strategii murdare și lucrează cu oameni de nimic în demersurile lor. Ce a făcut Izabela? A fabricat dovezi de blasfemie împotriva unui proprietar nevinovat de pământ care refuzase să-și vândă moșia regelui Ahab. Din pricina ei, acel om nabot a fost executat. Iată ce a scris în aceste scrisori, Izabela. Vestiți un post, pe linie religioasă, da? Puneți pe Nabot în fruntea poporului și puneți în față doi oameni de nimic care să mărturisească astfel împotriva lui. Tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul, apoi scoateți-l afară și împroșcați-l cu pietre și să moară. Cei doi oameni de nimic, spune cuvântul lui Dumnezeu, au venit și s-au așezat în fața lui și acești oameni răi au mărturisit așa înaintea poporului împotriva lui Nabot. Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. A blestemat Nabot pe Dumnezeu și pe împăratul. N-a blestemat. Vedeți ce crudă femeie. Ce oameni de nimic. Apoi l-au scos afară din cetate, la un împroșcat cu pietre și a murit. Aceștia elimină proroci care vorbesc despre păcat, elimină predicatori care vorbesc împotriva păcatului, elimină credincioși care se sizează activitatea lor perversă și pe toți cei care reprezintă un pericol. Îi elimină pe toți. 8. Persoanele influențate de un spirit izabelic nu obișnuiesc să dea socoteală nimănui. În cazul în care încerci să le cer socoteală, ei te vor acoza pe tine. Trufia acestor oameni se manifestă prin lipsa disponibilității liderilor de a da socoteală. Prea adesea, fiți atenți la comentariul acesta, prea adesea astfel de lideri nu au colegi fermi cărora să le dea socoteală. În general, cei care lucrează pentru ei sunt mai tineri și își însușesc atitudinea admiratorului sau sunt bătrâni pasivi? Izabela a fost extrem de independentă și intens de ambițioasă pentru preeminență și control. Este demn de remarcat ce spuneam la începutul acestui mesaj, da? Că Izabela înseamnă tradus literal fără coabitare, necăsătorită, da? Independentă. Aceasta înseamnă pur și simplu că ea refuză să trăiască împreună sau să coabiteze cu cineva cu alte cuvinte. Ea dezbină până la uh, bază. Ea nu va locui cu nimeni decât dacă poate să domine relația și să controleze relația respectivă. Uneori când se preface că este supusă ca o slugă, este doar de dragul de a obține un avantaj strategic. Dar inima ei nu va ceda niciodată. O slujire adevărată, fiți atenți și vă spun, este dispusă să fie dornică, să fie supusă și responsabilă față de alte ministere și față de alți slujitori, cei care nu vor să coabiteze, să colaboreze, să lucreze împreună, au o problemă cât se poate de mare. Spiritul de independență nu vor să dea socoteală nimănui decât propriei lor conștiințe. Oamenii aceștia sunt oameni deosebit de periculoși. Un astfel de lider sau păstor va fi invariabil izolat de părtășia și responsabilitatea cu alți păstori. Dragilor, privind în scriptură cei mai mari dușmani ai Izabele au fost profeții. Cea mai mare frică a ei, a Izabele, era că oamenii, era că oamenii vor îmbrățișa pocăința. Izabela ura pocăința, da? Când se simt în pericol înainte de a fi demascați, oamenii aceștia vor face toate demersurile să acuze persoana care i-a descoperit, să o denigreze și să o distrugă. Vor distorsiona faptele. Au memorie selectivă sunt alunecoși și șmecheri aproape convingându-te că au dreptate și chiar condamnându-te. Nouă. Oamenii aceștia, uitați-vă la caracterul lor, sunt generatori de imoralitate și de idolatrie. Învață pe oameni să comită imoralitate și astfel și să mănânce jerfele închinate la idoli. Întâi de toate ei sunt robi ai stricăciunii, a imoralității. Spune Petru despre ei le făgăduiesc lobozenia, adică libertatea unor oameni, în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii. Generează imoralitatea. Sunt autori, compozitori, fabricanți. Momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce de-abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. Și nu numai, și încurajează, învață, influențează pe toți ceilalți. Cum făcea Izabela în biserica din Tiatira, da? Învață pe oameni să comită imoralitate sexuală. Asta făcea Izabela în biserica din Tiatira și să mănânce jerfele închinate la idoli. Și ultimul lucru care este foarte important ca să știți cu cine aveți de a face când vorbim despre caracterizare, este că oamenii aceștia nu vor să se pocăiască. În cazul în care se pocăiesc, este o pocăință falsă pentru a rămâne în poziția de autoritate. Fac teatru pentru că sunt actori. Biblia spune, am dat timp să se pocăiască, dar nu a vrut să renunțe la imoralitate. Nu a vrut să renunțe la imoralitate. Uitați-vă la pocăința lui David și la pocăința lui Saul. Când David a comis păcatul, s-a pocăit public, a scris psalmul 51, s-a dus în cadrul închinării, a dat psalmul 51 mai mare lui cântăreților și a zis, citește le să știe toată lumea că am fost un păcătos notoriu. Saul, în schimb, prefăcutul Saul, știi ce a făcut? Că sunt mulți care se zmiorcăiesc și în momentul în care a comis-o, i-a zis lui Samuel, auzi, du-mă înapoi în fața bătrânilor și cinstește-mă, pentru că asta e păsa lui. Nu de relația lui cu Dumnezeu, ci de aspectul lui public, de zona de influență. De... Vedeți? Unii lideri, dragilor, spiritual corupt, se comportă ca și cum ar fi deasupra judecății lui Dumnezeu. Însă se înșala marnic oamenii aceștia. Dumnezeu nu va trece cu vederea păcatele conducătorilor spiritual nepocăiți, inclusiv pe cei pe care i-a chemat cu adevărat. Dragilor, vreau să vă spun ceva. Niciun lider nu greșește singur. Acesta este motivul, fiți atenți. Deci niciun lider nu greșește singur. Acesta este motivul pentru care, de exemplu, atunci când un lider trăiește într-o răzvrătire deschisă împotriva lui Dumnezeu, el încă are adepți loiali. El încă are adepți loiali. Omul acesta ei continuă să-l sprijine de parcă nu ar ști ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Îmi pare rău că trebuie să spun asta, dar uneori am fost pălați pe creieri să susținem unor oameni care sunt împotriva lui Dumnezeu. Tine fericire, Da? Povestea copiilor lui Israel din Vechiul Testament ne arată că regele a influențat direcția în care a urmat poporul, când un rege a făcut ceea ce era drept în ochii lui Dumnezeu, inimile oamenilor erau în mare măsură îndreptate spre închinarea înaintea lui Dumnezeu. Și când un rege făcea ce era rău înaintea lui Dumnezeu, poporul de asemenea se ducea într-o direcție nepotrivită. Nepotrivită. Și acum, dragilor, după ce am făcut toate aceste caracterizări, să vedem cum lucrează Duhul Izabelic în vremurile noastre, pentru că știu că o parte dintre dumneavoastră, inclusiv eu, am fost demoralizat, descurajat de aparenta cădere a unor oameni și apoi am aflat în timp că au trăit ani de zile în păcatele respective. Atunci ne uităm la scripturi și înțelegem că oamenii aceștia n-au fost niciodată chemați. N-au venit prin chemare, ci prin camuflare. Pentru că unii vor veni și vor zice, Doamne, dar n-am făcut niciodată. N-am aprobat caracterul vostru, lucrarea voastră, slujirea voastră, niciodată nu v-am chemat eu aici. V-ați urcat voi. Izabela se zicea prorociță. Se autoproclama și s-a urcat în zonă de influență. Și a făcut ravagii în biserica din Tiatira. Și toți credincioșii erau pasivi. Se uitau că se comiteau acte de imoralitate sexuală și stăteau liniștiți. Îngerul bisericii stătea liniștit, da? Pentru că există o conspirație a tăcerii. Tăcem când vedem unele lucruri. Nu trebuie să tăcem. Pentru numele lui Dumnezeu. Să lăsăm prădătorii să își bată joc de bisericile noastre sub nicio formă, dragilor. Există un moment în care ar trebui să ne cercetăm fiecare dintre noi. Dragilor, dacă ați depistat că sunteți sub influența unor astfel de caracteristici, spirit dominant, dorință de control, manipulare, minciună, victimizare, imoralitate, narcisism, cruzime, falsitate, ar trebui astăzi să ne pocăim toți. Însă ultimul lucru despre care vreau să vorbesc și o să închei, slavă Domnului, că este 12, e că necesită confruntare. Dumnezeu ne cheamă la confruntare, dragilor. A fost un caz în America când un păstor, a dialogat mai mult cu o tânără, cu o femeie, decât ar fi trebuit să dialogueze un păstor cu o enoriașă. Enoriașa respectivă știți ce a făcut? A pus piciorul în prag și a zis, stop! Ai mers prea departe în conversația cu mine. Ai păcătuit, tu ești păstor, n-ai voie să-ți permiți o astfel de conversație cu mine. Dacă noi nu confruntăm persoanele care caută să ne exploateze, să ne abuzeze, să profite de noi și nu punem piciorul în prag, vom fi prizonierii lor. Bărbatul acela s-a dus la prezbiter și prezbiteri și prezbiterii au zis, într-adevăr, conversațiile voastre sunt deplasate. Dar femeia aceea a fost înțeleaptă, oprit răul în fașă. Dacă femeia se găsea vulnerabilă, se lăsa exploatată de omul acela. Și păstorul a venit în fața bisericii și a spus, mă retrag pe o perioadă nedeterminată, pentru că am depistat în mine o activitate nedemnă de un slujitor al lui Dumnezeu. Nedemnă de un slujitor. Asta e pocăința adevărată, dragilor. Asta e pocăința adevărată. Necesită. Dar ce am împotriva ta este că tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe să amăgească pe robii mei și să se dă dea la curvie și să mănânce din lucrurile jerfite idolilor să vă asigur că lupta cu Duhul Izabelic nu este ușoară. Acest duc demonic este cât se poate de viclean, de șiret și de periculos. Dar este necesar să intervenim prin confruntare și disciplinarea acestor oameni. Când ai o relație cu o astfel de persoană, spun unii, fie soț, fie părinte, fie frate, prieten, coleg de muncă, păstor, frate de la biserică, lider spiritual, va trebui să stabilești o limite și să iei o decizie pentru a-ți recâștiga propria minte și propria viață. Încetați să mai tolerați Spiritul Izabelic. Acesta e mesajul lui Hristos către Biserica din Tiatira. Încetați să mai tolerați Spiritul Izabelic. A lua poziție împotriva acestor oameni implică de multe ori. Uitați-vă bine ce spun, că știu ce spun. Singurătate frustrare, episoade terifiante de nesiguranță și chiar auto -nvinuire. Câteodată decizia de a sta lângă adevăr are ca rezultat o victorie glorioasă, însă de cele mai multe ori contraatacul răului vine ca o ferocitate uimitoare și aduce devastare de lungă durată. Cei care vor să confrunte trebuie să țină cont că îndrăzneala în cursul unei lupte își merită riscul. Unii vor fi ofensați când îi, ve îi veți confrunta. Așa că așteptați-vă să fiți criticați, amenințați sau chiar nevoi să părăsiți locul de muncă, să puneți capăt unei relații, să vă confruntați cu un oponent puternic și chiar să aveți parte de o înfrângere publică. Oamenii aceștia se vor poziționa greșit față de tine, însă dacă stai lângă adevăr, mai târziu s-ar putea să-ți regreți timiditatea, dar nu îți vei regreta niciodată îndrăzneala pentru că ai stat lângă adevăr. Trebuie să spunem adevărul chiar dacă nu avem neapărat garanția victoriei, dragilor. Trăim într-o lume coruptă și, din păcate, cei care spun adevărul adesea suferă abuzuri inimaginabile. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun, am avut caracterizare și am descoperit cum lucrează Duhul Izabelic în vremurile acestea. Fiți atenți, luați-vă viața înapoi. Da? Nu vă lăsați manipulați, exploatați, consumați de astfel de oameni. Care au un sentiment exagerat de euforie când le trage clapa oamenilor. Da? Nu vă lăsați. Doi, cercetare personală. Trei, confruntare. Și patru, corecție. Dincolo de confruntare, oamenii care au Duh izabelic trebuie corectați și unii dintre ei trebuie corectați public. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un ecaz mare. Dacă se vor, nu se vor pocăi de faptele lor, voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetează rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia după faptele lui, fiecăruia din voi. Dragilor, disciplina Bisericii să știți că este parte integrantă din procesul de ucenicizare. A fi ucenicizat înseamnă, printre altele, a fi disciplinat. A fi disciplinat. Un creștin este disciplinat prin învățare și corectare. Ca într-o clasă de matematică, unde profesorul predă lecția, apoi corectează greșelile. Da? Există disciplină formativă și disciplină corectivă. Disciplina formativă ajută la formarea ucenicului prin instruire sau învățare, disciplina corectivă ajută la formarea ucenicului prin îndepărtarea păcatului. Da? În primul rând, disciplina corectivă are ca scop să dea la iveală păcatul. Păcatul, ca și cancerul, iubește să se ascundă, să stea în umbră, deseori el vine la suprafață când este în stare de metastaze. Așa este și păcatul. Disciplina scoate la iveală cancerul astfel încât să fie tratat repede. Să fie tratat repede. Spune în 1 Corinteni 5 cu și si voi v-ați și nu v-ați mai degrabă pentru că cel ce a săvârșit faptul aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Da? Să se scoată la iveală, să nu lăsăm, vedeți, ca și cancerul care se mută de la celulă la celulă, așa se mută și păcatul dintr-o parte în alta. Disciplina corectivă are ca scop să avertizeze, să avertizeze. Prin procesul de disciplină, biserica nu pune în aplicare pedeapsa lui Dumnezeu, ea doar pune în scenă o imagine a marii judecăți care va veni. Disciplina este un avertisment lansat și însoțit de compasiune. Disciplina corectivă are ca scop salvarea, dragilor. Bisericile apelează la disciplină atunci când ele văd că un membru o ia pe calea rea. Cum spuneam mai devreme, faptul că el o ia pe cale o cale rea. Biserica trebuie să facă toate demersurile să-l aducă înapoi pe omul respectiv. Când biserica nu face demersurile respective, omul își va face de cap și precum cancerul care se mută de la celulă la celulă, așa se va muta și păcatul de la cel om și va infecta toată biserica. Izabela a avut mulți copii, mulți adepți, da? pe care i-a dus în zonă de imoralitate, de idolatrie și a creat pagube și daune extraordinar de mari în cazul bisericii lui Iisus Hristos. Disciplina corectivă are ca scop protecție. Își propune să protejeze. Un lider care nu protejează își distruge biserica. Își nenorocește biserica. Pe de altă parte, o biserică care nu își protejează, credincioși care nu își protejează biserica, chiar și uitându-se la lideri, vor culege roade amare. Vor culege roade amare. Și ultimul lucru, dragilor, Disciplina corectivă își propune să aducă o mărturie bună pentru Isus. Închei spunându-vă că mărturia Bisericii lui Hristos, fie că este vorba de Biserica Ortodoxă, de Biserica Catolică, de, biserica, de Bisericile Neoprotestante, mărturia Bisericii este afectată din cauza păcatului. Oamenii și-au pierdut încrederea în Biserică, și-au pierdut încrederea în slujitori, și-au pierdut încrederea în valori, în norme, datorită oamenilor care au creat pagube în cadrul bisericii noastre. Astfel, noi nu trebuie să tolerăm păcatele, pentru că vom culoage, culege roade amare, dragilor. Dumnezeu ne-a chemat să fim sfinți. În biserica noastră să nu aibă niciun loc, niciun scaun rezervat Duhul Izabelic. Orice lucrare în care se agită un păcat să fie stopată în fașă. Nu vom fi milițenii aceia care vom împușca, ci vom fi protectorii aceia care vor vedea. În așa fel încât Biserica lui Hristos să-și trăiască menirea de a fi sare și lumină. Biserica, din păcate, nu mai este sare și nu mai este lumină pentru oameni. Pentru că și-a pierdut mărturia. Deseori aud oameni, nu mai vreau să aud de biserici, de pastori, de preoți, nu mai vreau să aud pentru că uite ce fac preoții, uite ce fac pastorii. Și multora dintre ei acum le răspund. Mulți dintre ei, pe care tu mi-e numeri, n-au fost chemați niciodată de Dumnezeu. S-au infiltrat, s-au strecurat, s-au furișat și au ajuns în poziții de influență precum Izabela. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Știu că a fost un mesaj mai greu. A fost un mesaj care ne-a confruntat direct pe fiecare dintre noi. A fost un mesaj pe care, în mod normal, nu l-aș rosti niciodată. Dar e vital. E vital, dragilor. Identificați bine. Stabiliți limite. Când trebuie confruntați, și împreună să corectăm tot ce trebuie. Corectăm. Dacă vrem să fim o biserică sănătoasă și să nu ne trezim că Domnul Iisus Hristos este împotriva noastră. Astfel, astăzi este încă o zi de har. Dar și pocăința să fie sinceră. Vă invit cu respect să vă ridicați în prezența lui Dumnezeu. Vom face o rugăciune și apoi, după rugăciunea aceasta, dacă mai este sora Cecilia Moloce cu noi, să vină în față, o să-i dăm posibilitatea să prezinte o carte pe care a scris-o dânsă. Dragilor, ne rugăm ca Dumnezeu să păzească biserica noastră. Ne rugăm că păcatul să nu se răspândească de la, ca și cancerul de la celulă la celulă. Ne rugăm să avem, o, să avem un discernământ sănătos și matur. Să putem să punem piciorul în prag, să limităm activitatea acestor prădători. Pentru că până la urmă ei sunt apostolii mincinoși, ei sunt prorocii mincinoși, ei sunt învățătorii mincinoși, ei sunt și mincinoși, ei sunt. Și atunci păziți-vă de ei, a spus Domnul Isus Hristos. Și ca să ne păzim de ei, trebuie să facem investigații. Și după ce facem investigații, să le limităm activitatea. N-au ce căuta să ne învețe pe noi. N-au ce căuta să influențeze pe alții, să-și vadă de treburile lor. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ne rugăm împreună.